suntem la unul dintre locurile de practică a elevilor care se pregătesc în meseria de ajutor patiser pe care tot o să-l noi noastră. Vom prezenta locul de practică la una dintre unitățile mai mare, profil panificație, unde elevii noștri efectuează practică în această meserie. Suntem alături de Mișala Inginer, inginer în cadrul acestei unități și doamna maestru instructor, Raț Monica, care vă pune câteva întrebări referitoare la specificul meseriei de brutar, patiser, preparator, produse făinoase. În ce constă această meserie? Foarte pe scurt, după care vom vedea cum lucrează copiii noștri concret. Fiind elevi de clasa 10-a, cei care sunt asistați atât de clasa 10-a și la sfârșitul ciclului 1, de școală, ei trebuie să știe să facă pâine. Eu zic, și nu să zic, eu mai o să vedeți mai târziu, că știu să se descurcă foarte bine la nivelul 1 de învățământ. Adică, știu să ia de la început, cu tehnologii de fabricarea pâinii, la prepararea oarcului, de lucrarea oarcului, mai și ok, sub supraveghere, că mai fac și coacerea, pe urmă îi depozitarea pâinii, unde se ocupă, pe urmă este peleatul pâinii la care se ocupă, până la livrare. Vă invit să vedeți că se descurcă bine. În mod concret, vom vedea elevi din nivelul 1,